Lumea animației poate fi îmbogățită folosind panouri sau billboards, text 3D, evenimente, sunete și proprietăți. Panourile sunt o cale de a converti imaginile 2D în obiecte. Evenimentele adaugă o acțiune animației și îi spun aplicației Alice când să folosească metodele. Sunetele pot fi importate și interpretate în Alice. 3D text este un obiect Alice care ne permite să adăugăm mesaje 3D particularizate în animație. Toate obiectele au proprietăți ca și culoarea care pot fi schimbate. Panourile oferă o cale de a include o imagine oarecare în lumea Alice. Panourile diferă de celelalte obiecte Alice deoarece sunt foarte subțiri. Ele sunt imagini plate care pot fi mutate și rotite în lumea 3D, asemănător cu panourile publicitare din viața reală. Noi vrem ca imaginea castel.jpg să devină background pentru animația noastră. Pentru a adăuga un billboard animației, dăm click pe meniul File, Make Billboard. Atenție, nu dați click pe Import. Deci nu dați click pe Import. Pe Make Billboard. Import nu este opțiune pentru panouri. După ce am dat click pe Make Billboard, apare o fereastră care ne întreabă ce imagine alegem. Alegem imaginea castel.jpg, care este pe desktop, în folderul Proiecte Alice. Selectez imaginea și dau Import. Folosind butoanele de poziționare și redimensionare, o să așez poza acolo în spatele scenei. Apăs butonul Add Object. Să ne reamintim că animația noastră are două puncte de vedere diferite ale camerei și vrem ca background-ul să fie vizibil în amândouă. Evenimentele îi spun lui Alice când să folosească metodele noastre. Panoul cu evenimente se află în partea dreaptă sus. Există deja un eveniment în acest panou. When the world. Starts, do, world, my first method. Fără acest eveniment, animația noastră nu face nimic. Acest eveniment îi spune lui Alice să execute codul din World My First Method. Când este apăsat butonul Play. De aceea, când scriem o metodă nouă, este necesar să o adăugăm metodei World My First Method. Sau Alice nu va ști niciodată când să o folosească. Dăm click pe butonul Create New Event pentru a fi afișate toate evenimentele ca
care pot fi create. Vrem să creăm următorul eveniment. Când apăsăm tasta Space, dragonul să dea din aripi. Create new event when a key is typed. Dăm click pe săgeata Any Key pentru a alege Space. Acum trebuie să alegem metoda care va fi executată când tasta Space este atinsă. Amintiți-vă că evenimentele întotdeauna îi spun lui Alice când trebuie să execute o metodă. Deci, when space is typed, do dragon flap wings. Evitați să apăsați tasta Space repede sau de prea multe ori consecutiv. Alice își va aminti de câte ori ați apăsat această tastă și dragonul va bate din aripi mult timp după ce voi v-ați oprit din apăsat. Lansăm în execuție animația și din când în când apăsăm Space. De câte ori apăsăm Space, dragonul bate din aripi. Finalul scenei va fi un sărut. Prințul o ridică pe prințesă, o sărută și o ia cu el pentru a trăi fericiți. O să scriem o nouă metodă de nivel World Level. Click World. Mergem la fila cu metode. Create a new method. Îi dăm numele Kiss, sărut. În cadrul acestei metode, cavalerul întoarce fața către cenușăreasă și cenușăreasa întoarce capul fața către cavaler. În același timp fac amândoi acest lucru. Deci folosim structura Do Together din partea de jos a ecranului. Alegem obiectul cavaler, turn to face, și alegem Cinderella, the entire Cinderella. Acum alegem obiectul cenușăreasa, Cinderella. Salvăm modificările aduse animației. Alegem cenușăreasa, metoda Turn to Face. O punem în structura Do Together și alegem cavaler. Night, the entire night. Apoi cenușăreasa zice, my sweet prince, I am saved. Alegem metoda Cinderella say, punem această metodă în afara structurii do together, alegem opțiunea other și scriem mesajul, my sweet Prince, I am saved. Sunt salvată. Deci, următorul pas este să mutăm cavalerul către prințesă. Dacă folosim metoda Move To, el se va muta drept deasupra prințesei. Atenție că Move To aliniază întotdeauna centrele obiectelor în același loc. Trebuie să-l mutăm înainte cu distanța până în fața prințesei. Vom folosi funcții.
Cavalerul se va muta înainte cu o distanță calculată de o funcție. Dăm click pe obiectul Knight, alegem Move, Forward și inițial alegem un metru. Acum mergem la fila funcții și alegem Knight Distance in front of. Și punem în locul valorii de un metru și alegem Cinderella. The entire Cinderella. Așa arată codul. Pentru a importa sunetul sărutului, dăm click pe File și alegem Import. Deci din meniu File, Import. Mergem în folderul cu proiecte Alice și alegem sunetul sărutului, pe care îl puteți descărca de pe internet. Sau găsiți voi un alt sunet potrivit. Și apăsăm butonul Import. Dăm click pe Lume, pe World. Și din arborele cu obiecte, deci am ales Word din arborele cu obiecte și din fila Properties, alegem Sounds. Și observăm că sunetul sărutului a fost importat. Putem să-l testăm. Tragem acest sunet în fila Word Keys. Pentru a termina metoda Keys, trebuie ca prințul să o ia în brațe pe prințesă, să o învârtă și să trăiască fericiți pentru totdeauna. Deci alegem obiectul Cinderella, Move Up metri. Durata 0,25 secunde. Acum, oriunde va merge cavalerul, prințesa trebuie să stea în brațele lui și să se miște împreună cu el. Setând proprietatea vehicle a unui obiect, este ca și cum l-a înlipit de un alt obiect. Prin urmare, vehiculul prințesei este cavalerul. Din fila Properties a cenușăresei, alegem Vehicle. Implicit, Vehicle este egal cu lumea sau World. Ceea ce înseamnă că ea nu este legată de nimic. Lipirea merge într-un singur sens. Dacă vehiculul prințesei este cavalerul și ea se mișcă, cavalerul nu se mișcă cu ea. Dăm click pe vehicle și îl tragem în cod. Selectăm cavalerul, Knight.
The Entire Night. Acum oriunde merge cavalerul, prințesa va merge cu el. Pentru a o dezlipi de cavaler, setăm Cinderella Vehicle la World. Acum, cavalerul trebuie să se întoarcă la dreapta cu o rotație, să spună off my, to my castle, să meargă către castel, și cavalerul trebuie să se îndrepte înainte 10 metri. Deci, dăm click pe obiectul cavaler. La metode, move, turn, knight, turn, right, one revolution. Revolution. Acum, cavalerul va spune off to my castle. Și se va muta în față cu 10 metri. Deci, knight, move, forward, 10 metri. Revenim la fila world, my first method. Și tragem metoda KISS la sfârșitul codului curent. Dăm click pe World și avem metoda KISS. Cu drag and drop o mutăm la sfârșitul codului curent. Dăm play să vedem cum funcționează animația. Putem să mărim viteza. Acum vom adăuga un text 3D cu mesajul sfârșit sau the end. De la Add Object, Create 3D Text. Este chiar ultimul folder din galerie. Dăm click pe el și scriem mesajul. The End. Și alegem tipul de text Edwardian. Îmi cer scuze pentru engleză. Și OK. Poziționăm textul pe scenă și apoi apăsăm butonul Done.
Dăm click pe obiectul 3D text. Și mergem în fila de proprietăți și schimbăm culoarea textului în roșu. Setăm proprietatea is showing pe fals. În caz contrar, textul va fi afișat pe tot parcursul animației. Pentru ca textul 3D să apară la sfârșitul animației, trebuie să setăm is showing pe true. Dăm click pe proprietatea Is Showing și cu drag and drop o așezăm la sfârșitul codului, după Kiss. Și alegem opțiunea True. În cadrul metodei World My First Method. Textul 3D rămâne invizibil pentru întreaga animație și apare la sfârșit. Dăm play să vedem pentru ultima dată animația. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!